Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Livia Graur, bun găsit la Focus. Situația în pâșia Gaza se înrăutățește de la o oră la alta. Mii de civili, printre care și români, așteaptă ca granița cu Egiptul să se deschidă ca să plece din zona de război. Accident în lanț cu 17 mașini în județul Ialomița. 40 de oameni au fost implicați, 6 dintre care 3 copii au ajuns la spital. Și avem primul episod de iarnă în unele zone. Temperaturile au scăzut sub 0 grade și a nins. La munte, drumarii au intervenit cu utilajele pe șosele. Sunt clipe decisive pentru miile de civili care se află la granița cu Egiptul. Disperați, oamenii așteaptă ca frontiera să fie deschisă pentru a putea pleca din fâșia Gaza. Printre ei sunt și sute de români. Blocate la graniță sunt și camioanele pline cu ajutoare umanitare trimise de Iordania și Turcia. Așteaptă și ele semnalul ca să poată intra în enclavă. Acum, la 10 zile de la începutul conflictului dintre Israel și Hamas, bilanțul arată peste 4.000 de morți. Mii de oameni, pe jos, cu copii în brațe sau în mașini pline până la refuz. Panică, disperare și frică. Sunt imagini de la granița cu Rafah, singurul punct de frontieră prin care cei captivi în enclavă pot scăpa. Oamenii așteaptă cu sufletul la gură să plece sub presiunea crescută a tancurilor și trupelor israeliene aflate de-a lungul fâșiei Gaza. Deși inițial a fost plănuită o încetare a focului pentru a permite trecerea sigură a civililor din Gaza, atacurile aeriene în Gaza continuă. Civilii spun că azi noaptea a fost cel mai rău. Peste 400.000 de palestinieni se adăpostesc în centrele și școlile Națiunilor Unite din fâșia Gaza. Într-un atac asupra unei tabere de refugiați din centrul regiunii, cel puțin 4 oameni, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața. Autoritățile anunță că peste 1.000 de oameni se află sub dărâmăturile clădirilor după ultimele atacuri ale Israelului. Spitalele din Gaza sunt într-o stare deplorabilă. În nordul țării, 4 nu mai funcționează deloc, iar alte 29 ar trebui să dea ordinul de evacuare. Agenția de Sănătate a Națiunilor Unite avertizează însă că evacuarea forțată contribuie la violarea dreptului umanitar internațional. وبنتعذب في الكلى غسلها عذاب مر وبنعاني معاناة صعبة في المواصلات وفي الروحة وفي الجاية. Două sedii de apărare civile au fost și ele bombardate. Cel puțin 5 muncitori ai serviciilor de urgență au murit. După mai multe vizite în Statele Arabe, secretarul de stat Anthony Blinken se întoarce în Israel, unde se întâlnește cu premierul. Netanyahu l-a invitat și pe liderul SUA, Joe Biden, în Israel. Între timp, autoritățile plănuiesc să evacueze civilii care locuiesc în zonele din nordul țării, aflate în apropiere de granița cu Libanul. Now we are hearing shooting just around us. We don't know exactly what is it, but it is shooting and it is coming more and more in those few days since last Saturday. Anunțul vine după atacurile dintre Hezbollah și forțele israeliene, care s-au intensificat în ultimele zile. Este disperare în Gaza. Sunt aproape 2.700 de morți și printre victime se numără mulți copii, iar bombardamentele continuă. Cu toate acestea, premierul Marcel Ciolacu spune că nu există niciun motiv de îngrijorare cu privire la viața cetățenilor români de acolo. Declarația a fost făcută în emisiunea La Final, realizată de Ionuț Cristache. Premierul Ciolacu a spus că până acum 240 de români au cerut să fie evacuați. Este o zonă de conflict, cu o dinamică foarte mare. Și cred că responsabilitatea noastră este de a păstra calmul și de a lua deciziile corecte și foarte bine informate. Și de a avea un plan coerent, repet, și cu celelalte state. În acest moment nu sunt motive de îngrijorare asupra vieții lor. Sunt toate șansele ca ei să părăsească în siguranță fâșia Gaza, spuneți. Cu toții sperăm cât mai repede să întâmple acest lucru. Dar asta e foarte important. Din cei 230-250 de români estimativ... Dintre cei care au solicitat că doresc exact, să fie evacuați. Exact, spuneți, majoritatea au ajuns în sud? Nu știu, nu are rost să intrăm în niște detalii care s-ar putea să le facă rău acestor oameni.
Surse politice au declarat că premierul Marcel Ciolacu va ajunge mâine în Israel, unde se va întâlni cu omologul său, Benjamin Netanyahu. De la declanșarea războiului, 4 cetățeni cu dublă cetățenie româno-israeliană au murit. Mergem mai departe, acum strigăt de disperare al unei mame din Israel. Fiul ei a fost răpit de Hamas de la festivalul unde organizația teroristă a ucis 260 de tineri, iar femeia le cere tuturor ajutorul ca el să se întoarcă acasă. Nu se știe dacă mai este în viață, dar speră într-o minune. În exclusivitate pentru Focus, mama băiatului a povestit prin ce trece de când Hamas i-a capturat copilul. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Omer are 21 de ani și este pasionat de muzică. Vinerea trecută a mers împreună cu prietenii la un festival de muzică, iar acea seară părea că va fi una dintre cele mai frumoase din viața sa. Numai că s-a transformat într-un coșmar, atât pentru el, cât și pentru apropiați. He was kidnapped on Saturday to Gaza. He is with Hamas. He is healthy and we just want him to come back home. As soon as possible. După ce teroriștii au început să tragă la festival, Omer reușise să fugă. Numai că mașina în care se afla a fost ulterior oprită de Hamas, iar Omer a fost răpit. Mama sa a văzut pe GPS cum fiul ei se îndreaptă spre Gaza și de atunci nu mai știe nimic de el. Așa că, disperată, cere ajutorul. Please help us to bring back home Omer. În camera sa niciun lucru nu a fost mișcat de când a plecat. He left his room like this. And I'm waiting for Omer to come back home. To organize his room. I believe that Omer is alive and I believe he will come back home. Ea a văzut doar un singur filmuleț cu fiul ei, mult prea dureros, în care era ținut-o static și legat. Acum speră doar că Hamas îl lase în viață, mai ales că gruparea a omorât deja o parte dintre ostatici, iar cadavrele lor au fost găsite la granița cu Israel. 120 de persoane au fost răpite de teroriști. No mother in all over the world needs to feel like this. That her son is going to a party and then the last after a day she doesn't know if he's alive, if they are giving him food, if they are giving him to sleep or if they are beating him. Cu lacrimi în ochi, mama sa imploră liderii Hamas să le libereze. Please help us to bring back not only Omer. There are children, there are babies, there are mothers, fathers, grandmothers. There is a lot of people they took to Gaza and we want them to come home. So please help us to bring them home. Este deja a doua oară când fug din calea războiului și se tem pentru viețile lor. Vorbim despre ucrainenii care și-au părăsit țara în urmă cu aproape 2 ani și s-au refugiat în Israel. Acum se văd din nou nevoiți să plece. O parte dintre ei au ajuns în această dimineață în aeroportul din Cluj-Napoca. Colega mea, Oana Spăru, i-a așteptat și a vorbit cu ei. Oana, bună ziua! Ce informații ai? Bun găsit! Vorbim în special de femei și copii. E vorba de un zbor în care s-au aflat în această dimineață 155 de ucrainieni care au plecat din Tel Aviv. 107 femei, 23 de copii și restul bărbați au aterizat pe aeroportul din Cluj-Napoca, speriați, spunând cu inima strânsă cât sunt de bucuroși că au reușit să prindă un loc în avionul care i-a adus la Cluj. Majoritatea sunt în tranzit și au primit sprijin din partea ISU Cluj, care i-a așteptat cu două microbuze și o ambulanță. 13 dintre ei au fost transportați la un hotel din Cluj-Napoca, iar restul au fost duși la gară de unde vor lua trenul spre Sighet. Niciun pasager din zborul care a venit de la Tel Aviv nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Mai multe detalii despre poveștile celor care fug de război pentru a doua oară le veți afla la Focus 18. Mulțumesc, Oana. Războiul are consecințe dureroase în toată lumea. În Statele Unite, un copil de 7 ani de origine palestiniană a fost ucis de un bătrân, iar mama sa grav rănită. Avem detalii în câteva momente.
Carambola seară în localitatea Balotești din Ilfov. 16 mașini și un microbuz în care se aflau în total 40 de oameni au fost implicate. 3 adulți și 3 copii au ajuns la spital. Accidentul a fi avut loc din cauza unui tir, iar șoferul era băut. Aveau alcoolemie de 0,72. Colegul meu Cătălin Cojocaru vine cu detalii. Cătălin, bună ziua! Cum a avut loc accidentul? Bun găsit! Neșansa șoferilor a fost să aibă în față un tir a cărui șofer s-a izbit puternic de un parapet. Combustibilul s-a împrăștiat imediat pe șosea, iar mașinile care au venit în urma lui au derapat și s-au izbit puternic una de cealaltă. S-a produs așadar un carambol în lanț și numai puțin de 16 mașini s-au izbit puternic una de cealaltă. Din cei 40 de oameni implicați, 6 au fost transportați la spital, între care 3 adulți și 3 copii. Au fost zeci de medici și asistenți care au lucrat alături de pompieri și au gestionat extrem de bine situația. Au intervenit două auto speciale de stingere cu apă și spumă, 2 echipaje de descarcerare, 7 ambulanțe smurd și o unitate de terapie intensivă alături de un punct de comandă mobil. Cu toate acestea, traficul în zona a fost îngreunat preț de mai multe ore, după cum vă spuneam, iar spre dimineață a fost reluată circulația. Șoferii implicați sunt astăzi cu inspectorii de la constatări la verificări pentru a-și putea repara mașinile. Mai multe detalii în jurnalul de la ora 18 la Focus. Mulțumesc, Cătălin. Accident grav pe Valea Oltului, aproape de localitatea Câineni. Un tir s-a răsturnat, iar momentul a fost surprins de camera de bord a unei dintre mașinile care mergea în spate. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Mastodontul avea aproximativ 80 de km la oră și a intrat într-o curbă ușoară. Șoferul nu a ținut cont că șoseaua era udă din cauza ploii. Remorca a derapat și intrat în balans. Bărbatul a pierdut controlul direcției, iar tirul a ieșit de pe drum. Deși a fost rănit, șoferul a refuzat să fie dus la spital. Urmărire ca în filme, finalizată cu un accident și focuri de armă pe autostrada Vestului. Un tânăr drogat și fără permis a fost reținut de polițiști și a ajuns după gratii. Ce s-a întâmplat mai exact ne spune corespondentul Prima TV la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu. Ovidiu, bună ziua, te ascultăm. Bun găsit! Agenții de la biroul Poliției Autostrăzi de pe A1, care făceau verificări la un filtru de circulație pe sensul de mers Sibiu-Deva, i-au făcut semn unui șofer să tragă pe dreapta pentru un control de rutină. Acesta însă nu doar că nu a oprit la semnal, ci a călcat pedala de accelerație încercând să se facă nevăzut. Oamenii legii au pornit imediat în urmărirea lui și au cerut în același timp și ajutorul colegilor. Șoferul fugar a ieșit de pe autostradă la un moment dat și în apropiere de comuna Aurel Vlaicu din Hunedoara, pe drumul Național 7, a pierdut controlul mașinii și s-a lovit de o autoutilitară. Nu s-a oprit nici după producerea accidentului, ci a încercat în continuare să scape de polițiști. Văzând că nu reușesc să-l oprească, agenții au tras mai multe focuri de avertisment în aer, după care au tras de 3 ori asupra mașinii fugarului. Acesta din urmă s-a oprit și a fost încătușat de polițiști. Oamenii legii au stabilit că șoferul are 23 de ani, nu are permis de conducere, iar când l-au verificat cu aparatul drug test, rezultatul a fost pozitiv. Individul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe de sânge pentru a se putea stabili dacă a consumat sau nu droguri și despre ce fel de substanțe este vorba. El a fost reținut pe 24 de ore, fiind introdus în arestul poliției. Și tot în Hunedoara, în acest weekend, polițiștii au depistat 5 șoferi și un motociclist cu vârstele cuprinse între 19 și 58 de ani, care au avut un rezultat pozitiv la testarea cu aparatul drug test și care s-au ales cu dosare penale pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumesc, Ovidiu. Revine ideea testării antidrog în școlile din capitală. Prefectul capitalei merge înainte cu aceste chestionare care ar urma să ajungă la părinți. Mâine proiectul va ajunge la inspectorat. Cu mai multe detalii vine colega mea Ana Maria Maxim. Ana, bună ziua! Ce presupun chestionarele? Bună ziua, bun găsit tuturor! În cazul în care proiectul va primi undă verde de la inspectorat, atunci părinții elevilor din toate școlile din București vor primi aceste chestionare. Părinții vor trebui să răspundă la întrebări încadrate în 3 categorii. 1. Dacă sunt de acord ca în cazul unei suspiciuni cu privire la consumul de droguri elevii să fie testați. 2. Dacă sunt de acord cu analize de sânge periodice de contate de stat. Și 3. Dacă sunt de acord cu introducerea unor ore de educație antidrog. Prefectul Capitalei spune
că e de părere că aceste chestionare ar trebui împărțite părinților elevilor mai mari de clasa 7, însă decizia finală ar urma să fie luată de inspectorat. Tot prefectul spunea că o lună a durat realizarea acestor chestionare, la care au contribuit sociologi și psihologi voluntari. Rămâne însă o serie de întrebări fără răspuns. Cum ar fi cea mai importantă dintre aceste întrebări? Cine ar urma să realizeze aceste testări antidrog? Știm cu toții că în școlile din București există o lipsă de personal medical. Deocamdată acestea au fost informațiile, vă ținem la curent. Livia? Mulțumesc, Ana. Temperaturile scăzute din această perioadă au adus și primele ninsori la munte. Pe Transalpina, drumarii au fost chiar nevoiți să intervină cu mai multe utilaje pentru a curăța șoseaua. În Munții Făgăraș, stratul de zăpadă a ajuns la câțiva centimetri. Și în Bucovina, turiștii s-au bucurat de prima ninsoare din acest sezon. Frigul face însă și victime. În Baia Mare, un bărbat a fost găsit degerat pe stradă. Cum se întâmplă în fiecare an, prima ninsoare i-a luat pe nepregătite pe șoferi. N-au apucat încă să-și echipeze mașinile și au rămas blocați. Alții au fost chiar nevoiți să pună mâna pe lopeți. În Munții Făgăraș, de exemplu, zăpada depășește 5 cm. În ultimele 24 de ore, în Munții Făgăraș, la altitudinea peste 1400 m, s-a depus un strat de zăpadă aproximativ 5-6 cm. Rugând turiștii ce vor să facă trasee în Munții Făgăraș să echipeze corespunzător sezonului de iarnă. Pe Transalpina, drumarii au intervenit cu mai multe utilaje să îndepărteze zăpada. La prima oră, în această dimineață, undeva la ora 5, utilajele au plecat în revizie. Două utilaje cu lamă și material antiderapant au plecat în revizie și au acționat pentru a ne asigura că participanții la trafic care vor încă să mai tranziteze acest sector de drum montan o vor face în condiții de maximă siguranță. Temperaturile au scăzut mult și în nordul țării. În Baia Mare, azi noapte au fost 2 grade, iar un om al străzii a fost găsit degerat. Medicii care l-au găsit spun că era în hipotermie și l-au dus la spital pentru îngrijiri. Anii sunt tot Maramureșul, iar stratul de zăpadă a depășit 10 cm. Tot azi noapte, un ucrainean în vârstă de 44 de ani, care a trecut ilegal granița cu România, a fost salvat de către salvamontiști. Când a fost găsit, bărbatul era epuizat și nu mai avea forță să se miște. A fost predat unui echipaj medical care l-a transportat imediat la spital. În Suceava, însă, turiștii au fost în extaz când a început să ningă în zona de munte. Peisajele sunt parcă rupte din povești. Toamna își dă mâna cu iarna, pentru că copacii sunt acoperiți de un strat de omăt foarte fain, sunt colorați, a privi și voi ce spectacol! E aici, în pasul Ciumârna. Doamne, cât de frumos e! A nins bine azi noapte, e zăpadă considerabil aici sus, e frig, e un ger așa la vreo minus 3, 4, 5 grade se resimte. Meteorologii anunță că va fi frig și în următoarele zile, astfel că sunt șanse mari să mai ningă. În capitală, în unele locuri în care s-au produs accidente, pare că timpul a rămas în loc. Asta pentru că, deși de la momentul accidentului au trecut mai multe luni, infrastructura rutieră a rămas în același stadiu, adică nereparată. În timp ce autoritățile dau vina pe lipsa de personal, participanții la trafic, fie ei șoferi sau pietoni, sunt expuși accidentelor. În zorii zilei de 11 noiembrie anul trecut, doi cetățeni francezi ajungeau cu mașina în lacul Colentina după ce nu au adaptat viteza la carosabilul umed. Din fericire, cei doi s-au ales cu răni minore, dar atât parapetul de protecție cât și balustrada au fost distruse. A trecut aproape un an de zile de când o mașină care venea cu viteză din spatele meu a plonjat în lac. De atunci, parapetul care desparte șoseaua de trotuar nu a fost refăcut, ceea ce constituie un pericol pentru pietoni, iar în ceea ce privește balustrada, a fost improvizat un gard metalic care este mult mai puțin rezistent. În plus, parapetul tăiat dintre șosea și trotuar este un adevărat pericol pentru șoferi. Acele glisiere, în loc să ajute să țină mașinile pe drum, de multe ori au intrat în mașină și au făcut mai multe daune. Deci mai bine ar fi fost să nu fie acolo decât să fie deteriorate. Iar lipsa acestuia inspiră teamă și printre pietoni, mai ales că în zonă se circulă cu viteză. Foarte tare, da, vin foarte tare. Noi încercăm să mergem chiar mai către marginea din interior. Cred că este un pericol. Aș aprecia că trebuie puțin mai înaltă și... Da, mai înaltă și mai ceva mai solid. Administratorul străzii recunoaște că este vorba despre o improvizație, dar promite că situația va fi remediată în scurt timp.
florească, cel puțin am și improvizat cu ceea ce aveam la momentul respectiv în stoc un gard. Urmează în perioada următoare, nu știu, în aproximativ o lună de zile, cred să fie instalați parapeții și gardul pietonal. Într-o altă zonă din București, după un alt accident, situația este asemănătoare. Atunci, ce implicații în accident au scăpat la limită? În luna august, aici, o mașină a rămas suspendată peste această balustradă după ce șoferul, de doar 13 ani, a pierdut controlul în curba din spatele meu. Autoritățile însă nu au mai înlocuit balustrada. Au pus doar un parapet de plastic care nici măcar nu a fost umplut cu nisip. Astăzi, dacă accidentul s-ar repeta, șoferul nu ar mai avea nicio șansă și ar ajunge direct în lac. În anumite zone clar periculoase, cum ar fi pe pod, e practic cel mai periculos loc. Acolo, aceste glisiere, dacă sunt simple sau duble, cu cât sunt mai rezistente, cu atât mai bine, practic fac ca mașina să rămână pe acel pod. Deși zona este una foarte periculoasă, autoritățile se plâng că se confruntă cu mai multe lipsuri. Până acum nu s-a intervenit pentru că a trebuit să achiziționăm parapeții metalici respectiv și plus că și resursa umană pe care o avem noi este insuficient. Trag cu colegii săptămâna trecută și urmează până la sfârșitul lunii sau jumătatea lunii viitoare cel mult să le și montăm. Legislația spune că atunci când un eveniment rutier se produce din cauza stării tehnice necorespunzătoare a drumului, administratorul răspunde contravențional, civil sau penal după caz. Caz șocant în Statele Unite. Un bărbat de 71 de ani a ucis un băiat musulman în vârstă de 6 ani cu 10 de lovituri de cuțit și a rănit-o pe mama acestuia. Bărbatul, care a fost deja încarcerat pentru crimă motivată de ură, și-a motivat gestul ca răspuns la războiul dintre Israel și Hamas. Președintele Joe Biden a condamnat crima și le-a cerut americanilor să respingă islamofobia și toate formele de bigotism și ură. Polițiștii i-au găsit pe băiat și pe mama acestuia într-o casă din Plainfield Township, la aproximativ 65 de kilometri sud-vest de Chicago. Băiatul a fost declarat mort la spital, iar mama, care fusese înjunghiată de mai multe ori, se zbate între viață și moarte. And when he opened the door, he proceeded to choke her and attempted to stab her, and she ran into the bathroom and called 911, and by the time she came out, he had located and murdered her child, 6-year-old. Autoritățile nu au făcut publice numele celor două victime, însă un unchi al băiatului a spus că acesta se numea Vadea Al-Fayome și era de origine palestiniană. My American brothers, to understand what we are suffering. We are presenting peace, and the question that was asked, that what we will do nothing, because we are peaceful people. We are educated people. În ultimele zile, poliția din orașele americane și autoritățile federale au fost în stare de alertă în contextul violențelor provocate de sentimente antisemite sau islamofobe. Președintele Joe Biden a postat un mesaj în social media în care a precizat că un astfel de act de ură nu are ce căuta în Statele Unite. Liderul opoziției poloneze pro-europene, Donald Tusk, a câștigat majoritatea la alegerile legislative din Polonia. Asta înseamnă sfârșitul domniei Partidului Populist condus de Jaroslaw Kaczynski. Un sondaj realizat la ieșirea de la urne a acreditat formațiunea condusă de Kaczynski cu 36,8% din voturi, ceea ce înseamnă că obține doar 200 de locuri în Parlament dintr-un total de 460 și pierde majoritatea. Partidele de opoziție conduse de Coaliția Civică de Orientare Liberală ar urma să obțină împreună 248 de locuri. Liderul Donald Tusk, în vârstă de 66 de ani, fost președinte al Consiliului European, a jubilat după anunțarea primelor rezultate. Inventat acum 41 de ani de o bucătăreasă din Rădăuți, ciorba rădăuțeană a câștigat un renume internațional pentru gustul său unic și pentru că este un preparat sănătos cu un conținut scăzut de calorii. După ce a fost inclusă într-un top al celor mai bune supe din lume, a devenit și subiect de documentar pe Netflix. Jurnalistul britanic Charlie Oatley a mers special la Rădăuți să afle celebra rețetă. Acum tot mai multe restaurante din țară, dar și din străinătate, au inclus ciorba în meniu. I've come here to Rădăuți,
to meet her and get the official recipe for world-famous ciorba radzana from its source. I put radzana soup in the documentary because, first of all, it's my favourite soup since I first came to Romania in 2010. I love it. It's a combination of garlic and chicken and cream and egg. I mean, it's absolutely gorgeous. And there's a good reason why it's in the top 10 soups of the world. Așa că jurnalistul britanic Charlie Otley și-a început călătoria în Bucovina pentru a descoperi originile acestui preparat extraordinar și unic în lume. Și a mers direct la sursă, la femeia care a inventat ciorba rădăuțeană în urmă cu mai bine de 4 decenii și care știe rețeta perfectă. Pentru ciorba rădăuțeană avem nevoie fiert de pui, dar cu os, să fie supa concentrată, bună. Legume, ardei, țelină, morcov, ceapă, pătrunjel. Episodul din Flavors of Romania, în care este prezentată ciorba rădăuțeană, este un adevărat succes pe Netflix. De atunci, turiștii care ajung prin Rădău se opresc la restaurantul Corneliei Dumitrescu. Să știți că m-am bucurat foarte mult când a venit domnul Charles și a vrut să servească o ciorbă rădăuțeană adevărată. A auzit undeva dintr-un restaurant de ciorbă rădăuțeană și a vrut să vină exact acolo unde e. De unde pleacă? Probabil că foarte mulți clienți au văzut pe reportaje și am avut și foarte mulți clienți chiar din România, afară de grupurile de străini. Unii vizitatori au fost atât de impresionați de preparat încât și-au dorit să-l aibă în propriul restaurant. Chiar am avut foarte mulți care au vrut să le spun rețeta, să facă poze cu mine. Nepoțica mea a făcut servicii în Barcelona și acolo este și un restaurant românesc. Și într-o zi a fost cu prietenile ei în restaurant și a văzut pe meniu ciorbă rădăuțeană. Edilul orașului vrea să facă acum și o sărbătoare locală, Ziua Ciorbei Rădăuțene. Sufletul acestui restaurant și acestui produs este doamna Cornelia. La anul, după ce mă voi consulta cu doamna Cornelia și echipa dumneaei, vom hotărâ o zi în care să sărbătorim Ziua Ciorbei Rădăuțene. Cei care gustă ciorba rădăuțeană au doar cuvinte de laudă. Da, foarte bună. Pentru mine n-am mâncat nimic ceva mai bun astăzi, dar pentru mine a fost un balsam. Așa de bine m-a pus parcă vișoare. Chiar foarte, foarte bun. Mi se pare că răspunde cerințelor societății. Iar cel mai frumos lucru este că noua generație de bucătari duce mai departe renumele ciorbei rădăuțene, pe care încearcă să o reinventeze. Okay, there are lots of top chefs that are coming back to Romania with expertise and they're doing their own fusion version of traditional Romanian dishes. We have a soup that has made an entire community famous. Restaurantele din România, o porție de ciorbă rădăuțeană costă în medie 20 de lei, însă doar într-un singur loc se face după rețeta originală. Victoria fără drept de apel a tricolorilor, difuzată de Prima TV, a plasat postul nostru de televiziune pe primul loc în audiențe, atât la nivel național, cât și urban, potrivit datelor Kantar Media. Pe lângă o galerie zgomotoasă de 25.000 de copii în tribune, care au purtat tricolorii pe primul loc în grupă în campania de calificare la Euro 2024, naționala a fost susținută din fața televizoarelor de peste 1 milion de români. Publicul comercial din mediul urban a urmărit cu sufletul la gură partida împotriva Andorei, cu 7,1 puncte de rating și o cotă de piață de 25,1%, Prima TV a fost pe primul loc în audiențe. Postul nostru de televiziune a fost secundat de Antena 1 cu o audiență pe interval de 6,1%, următorul clasat fiind Pro TV cu 3,1 rating. Victoria României a fost și victoria Prima TV în audiențe. Postul nostru de televiziune din portofoliul grupului Clever a înregistrat 6,8 puncte de rating și o cotă de piață de 20,9%. Peste 1,4 milioane de români erau în minutul de aur la ora 22:29 de minute în fața micului ecran la Prima TV. Meciurile naționale în campania de calificare la Euro 2024 continuă. Pe 18 noiembrie în Cipru se joacă partida Israel-România. Iar acum luăm o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat.
De mai bine de o săptămână, un război în toată regulă se duce în Israel la granița cu fâșia Gaza, iar dacă luăm în calcul războiul din Ucraina și conflictele armate din Africa, există temerea că ne apropiem de un război global în care, cu sau fără voia noastră, vom fi implicați. Pentru că luptele sunt departe de noi, e drept, dar costurile acestor războaie se împart într-un fel sau altul cu fiecare stat în parte. Analistul de politică externă Ștefan Popescu este invitatul meu de la această oră și îți spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație. Ar trebui așadar să ne surprindă conflictul din Israel? Este într-adevăr un conflict care mocnește de zeci de ani acolo, dar situația din ultima săptămână pare că a surprins pe toată lumea. Da, într-adevăr, amploarea atacului ne-a surprins, chiar dacă este un conflict nerezolvat în ciuda perioadelor de calmie, am putea spune, în care, așa cum ați spus, conflictul mocnea. Este un conflict nerezolvat din 1948 încoace, de la formarea statului Israel. În ce privește riscurile pentru un... cu privire la un posibil conflict mondial pe care le-ați evocat, totuși cred că trebuie să facem următoarea precizare. Toate conflictele sunt mondializate. Atât conflictul din Ucraina, atât ceea ce se întâmplă în Africa, dar și ce se întâmplă în Palestina. Mondializate de ce? Pentru că avem o lume tot mai conectată. Iar aceste conflicte au loc în anumite puncte nodale ale sistemului internațional. Ați văzut, războiul din Ucraina a produs o adevărată bulversare pe piețele energetice, pe piața materiilor prime, în ce privește prețul cerealelor, ceea ce se întâmplă în Africa, creează de asemenea probleme pe piața materiilor prime, influențează fluxurile migratorii, iar conflictul dintre Israel și Palestina prezintă riscuri foarte mari pentru că, în primul rând, ne arată o radicalizare fără precedent a populației care, a populațiilor, a unor segmente largi de populație din acea regiune, care își găsește ecoul, această radicalizare, și pe solul european, pentru că ați văzut foarte bine în Franța, în Marea Britanie, în Germania, aceste manifestări gigant, dar și anumite acte, cum a fost uciderea unui profesor la Arras, în Franța, avem de-a face cu comunități transnaționale care își păstrează legăturile cu patria lor de origine. Este așadar Occidentul rupt de restul statelor sau cum? N-aș spune că este rupt, dar aș spune că lumea este la un punct de cotitură, adică este o atmosferă, o convergență, dacă vreți, globală, de contestarea centralității Occidentului. Cu alte cuvinte, lumea nu mai vrea ca Occidentul să mai fie centrul sistemului internațional și toate aceste conflicte, chiar dacă nu au legătură între ele, sunt expresii acestei dorințe de a scăpa de Occident. China contestă rolul central al Statelor Unite ale Americii. Rusia dorește să marginalizeze Europa și lumea occidentală. Africanii doresc să scape de fostele puteri coloniale, în special de Franța. Deci, iar în Israel, bineînțeles, Israelul este orice stat. Este un stat, este pivotul lumii occidentale în Orientul Mijlociu și prin acțiunea Hamas se contestă prezența occidentală în regiune. Putem să considerăm că se vor contura noi influențe? Sigur că da, apar noi actori, în primul rând țările arabe. Vedeți, în momentul de față, în conflictul Israel-Palestina, locul central îl are o țară destul de mică, dar foarte influentă, foarte bogată, Qatarul. Qatarul este locul unde se vor purta toate negocierile și acolo este cheia găsirii unei soluții politice, pentru că numai o soluție politică poate fi la acest conflict și nu riposta militară. Riposta militară este doar o acțiune pe termen scurt, legitimă, necesară, atât pentru Israel, dar și pentru partea moderată a palestinienilor, pentru că foarte mulți palestinieni, începând cu Autoritatea Națională Palestiniană, care sigur este delegitimată, dar este totuși partea moderată a palestinienilor, dar fără o perspectivă politică și fără un plan economic,
nu vom avea decât o încetare temporară a conflictului, o pace relativă, dacă o vom putea numi pace, și pentru ca apoi, peste un anumit timp, să asistăm la un scenariu similar. Și care este rolul României în toate aceste conflicte? Putem să legăm conflictul din Ucraina de conflictul din Israel? Nu, nu-l putem lega decât prin faptul că aruncă o anumită umbră asupra conflictului din Ucraina. De o săptămână nu mai vorbește nimeni de Ucraina. Vorbim numai de Israel-Palestina. Am văzut că există și o anumită ierarhizare a atenției în momentul în care Statele Unite trimit două grupuri aeronavale. Asta arată clar că prioritatea strategică, adică teatrul Israelul, securitatea Israelului este mai importantă decât ceea ce se întâmplă în Est, unde nu sunt riscuri de, hai să spunem, de extindere a conflictului. Conflictul nu va depăși frontierele Ucrainei, în ciuda undei de instabilitate din regiunea Mării Negre, dar în Orientul Mijlociu se poate declanșa un angrenaj cumplit, pentru că intră țările arabe, intră un întreg proces care a fost amorsat de Statele Unite ale Americii, acest proces de normalizare a relațiilor dintre Israel și țările arabe, care este foarte important și care poate fi, n-aș spune chiar distrus, dar în orice caz pus greu la încercare de o extindere a conflictului și, în primul rând, radicalizarea. Vedeți, o operațiune militară care ar căpăta o foarte mare amploare în Gaza și în sudul Libanului, nu ar elimina organizațiile teroriste, din contră, le-ar obliga să prolifereze și să accentueze instabilitatea din nordul Africii, să creeze probleme în Egipt. De ce Egiptul ține închisă frontiera cu Gaza? Tocmai de teama infiltrațiilor unor radicali Hamas, care sunt în realitate de sorginte Frăția Musulmană, a unor radicali din Jihadul Islamic, aliatul mai mic al Hamas, care ar putea da foc unei zone foarte sensibile, cea a peninsulei Sinai. Și revin la întrebarea, care este rolul României în acest conflict? România, să știți că a avut un rol foarte important. Ea are o experiență în negocierile dintre israelieni și palestinieni foarte, foarte mare, foarte prestigioasă. Din păcate, România nu mai poate juca un rol important. Ea nu poate decât să susțină toate inițiativele pozitive care să ducă la o detensionare a situației, să susțină, bineînțeles, să susțină aliații, în primul rând Statele Unite ale Americii, care vedem foarte bine că au un rol moderator, nu întâmplător. Secretarul de stat american Antony Blinken vizitează toate capitalele importante din regiune, discută cu Israelul, temporizează, vedeți, faptul că guvernul israelian nu a trecut la ofensiva pe care tot anunța de atâtea zile. Arată clar, este mâna Statelor Unite. Păi da, pentru că decizia nu-i aparține numai lui Netanyahu, să știți. Decizia aparține și Statelor Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii își dau seama, având o viziune globală asupra situației, că o asemenea intrare în forță ar extinde conflictul și nu l-ar stinge. Și de asta este important să se acționeze punctual. Din păcate, așa este diplomația. Diplomația trebuie să ai nervi tari în asemenea situații, căutând în același timp să asiguri, să dai un semnal în direcția populației israeliene, care a cunoscut practic, să spunem, un pogrom. Asta s-a întâmplat, ceva absolut teribil, inimaginabil, dând un semnal și statelor arabe și tuturor organizațiilor teroriste pentru a spune, iată, Israelul are forța necesară, a fost numai un moment de cumpănă. Și asemenea momente, să știți că au existat. În octombrie 1973, când a avut loc războiul Kipur, serviciile israeliene știau, observaseră că armatele egipteane și siriane efectuează manevre militare de amploare și n-au crezut că vor trece efectiv la atac după înfrângerea în două războaie, în 1948-49, dar mai ales în cursul războiului din 1967. E, acest lucru s-a întâmplat. Observat și de data aceasta?
Eu cred în asemenea paralele. Suntem oameni și nu există sisteme perfecte, chiar în privința celor mai unse, să spunem, mașinării, așa cum este cea a serviciilor secrete și armatei israeliene, dar orice sistem fiind alcătuit din oameni, în el se găsesc breșe la un moment dat. Ștefan Popescu, mulțumesc pentru prezență și pentru toate aceste precizii. Eu vă mulțumesc. Meciul cu Andorra a fost ca o joacă de... Temperaturile scăzute din această perioadă au adus și primele ninsori la munte. Pe Transalpina, drumarii au fost chiar nevoiți să intervină cu mai multe utilaje pentru a curăța șoseaua. În munții Făgăraș, stratul de zăpadă a ajuns la câțiva centimetri. Și în Bucovina, turiștii s-au bucurat de prima ninsoare din acest sezon. Frigul face însă și victime. În Baia Mare, un bărbat a fost găsit degerat pe stradă. Cum se întâmplă în fiecare an, prima nisoare i-a luat pe nepregătite pe șoferi. N-au apucat încă să-și echipeze mașinile și au rămas blocați. Alții au fost chiar nevoiți să pună mâna pe lopeți. În munții Făgăraș, de exemplu, zăpada depășește 5 cm. În ultimele 24 de ore, în munții Făgăraș, la altitudinea peste 1400 m, s-a depus un strat de zăpadă aproximativ 5-6 cm. Rugând turiștii ce vor să facă trasee în munții Făgăraș să echipeze corespunzător sezonului de iarnă. Pe Transalpina, drumarii au intervenit cu mai multe utilaje să îndepărteze zăpada. La prima oră, în această dimineață, undeva la ora 5, utilajele au plecat în revizie. Două utilaje cu lamă și material antiderapant au plecat în revizie și au acționat pentru a ne asigura că participanții la trafic care vor încă să mai tranziteze acest sector de drum montan o vor face în condiții de maximă siguranță. Temperaturile au scăzut mult și nordul țării. În Baia Mare, azi noapte au fost 2 grade, iar un om a străzii a fost găsit degerat. Medicii care l-au găsit spun că era în hipotermie și l-au dus la spital pentru îngrijiri. A nins în tot Maramureșul, iar stratul de zăpadă a depășit 10 cm. Tot azi noapte, un ucrainean în vârstă de 44 de ani, care a trecut ilegal granița cu România, a fost salvat de către salvamontiști. Când a fost găsit, bărbatul era epuizat și nu mai avea forță să se miște. A fost predat unui echipaj medical care l-a transportat imediat la spital. În Suceava, însă, turiștii au fost în extaz când a început să ningă în zona de munte. Peisajele sunt parcă rupte din povești. Toamna își dă mâna cu iarna, pentru că copacii sunt acoperiți de un strat de omăt foarte fain. Sunt colorați, a privit și voi ce spectacol. E aici, în pasul Ciumârna. Doamne, cât de frumos e! A nins bine azi noapte, e zăpadă considerabilă aici sus, e frig, e un ger așa la vreo minus 3, 4, 5 grade se resimte. Meteorologii anunță că va fi frig și în următoarele zile, astfel că sunt șanse mari să mai ningă. Sunt clipe decisive pentru miile de civili care se află la granița cu Egiptul. Disperați, oamenii așteaptă ca frontiera să fie deschisă pentru a putea pleca din fâșia Gaza. Printre ei sunt și sute de români. Blocate la graniță sunt și camioanele pline cu ajutoare umanitare trimise de Iordania și Turcia. Așteaptă și ele semnalul să poată intra în enclavă. Acum, la 10 zile de la începutul conflictului dintre Israel și Hamas, bilanțul arată peste 4.000 de morți. Mii de oameni, pe jos, cu copii în brațe sau în mașini pline până la refuz. Panică, disperare și frică. Sunt imagini de la granița cu Rafah, singurul punct de frontieră prin care cei captivi în enclavă pot scăpa. Oamenii așteaptă cu sufletul la gură să plece sub presiunea crescută a tancurilor și trupelor israeliene aflate de-a lungul fâșiei Gaza. Deși inițial a fost plănuită o încetare a focului pentru a permite trecerea sigură a civililor din Gaza, atacurile aeriene în Gaza continuă. Civilii spun că azi noaptea a fost cel mai rău. Peste 400.000 de palestinieni se adăpostesc în centrele și școlile Națiunilor Unite din fâșia Gaza. Într-un atac asupra unei tabere de refugiați din centrul regiunii, cel puțin 4 oameni, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața.
Autoritățile anunță că peste 1000 de oameni se află sub dărâmăturile clădirilor după ultimele atacuri ale Israelului. Spitalele din Gaza sunt într-o stare deplorabilă. În nordul țării, 4 nu mai funcționează deloc, iar alte 21 ar trebui să dea ordinul de evacuare. Agenția de Sănătate a Națiunilor Unite avertizează însă că evacuarea forțată contribuie la violarea dreptului umanitar internațional. Două sedii de apărare civile au fost și ele bombardate. Cel puțin 5 muncitori ai serviciilor de urgență au murit. După mai multe vizite în Statele Arabe, secretarul de stat Anthony Blinken se întoarce în Israel, unde se întâlnește cu premierul. Netanyahu l-a invitat și pe liderul SUA, Joe Biden, în Israel. Între timp, autoritățile plănuiesc să evacueze civilii care locuiesc în zonele din nordul țării, aflate în apropiere de granița cu Libanul. Now we are hearing shooting just around us. We don't know exactly what is it, but it is shooting and it is coming more and more in those few days since last Saturday. Anunțul vine după atacurile dintre Hezbollah și forțele israeliene, care s-au intensificat în ultimele zile. Este disperare în Gaza. Sunt aproape 2700 de morți și printre victime se numără mulți copii, iar bombardamentele continuă. Cu toate acestea, premierul Marcel Ciolacu spune că nu există niciun motiv de îngrijorare cu privire la viața cetățenilor români de acolo. Declarația a fost făcută în emisiunea La Final, realizată de Ionuț Cristache. Premierul Ciolacu a spus că până acum peste 200 de români au cerut să fie evacuați. Este o zonă de conflict, cu o dinamică foarte mare. Și cred că responsabilitatea noastră este de a păstra calmul și de a lua deciziile corecte și foarte bine informate. Și de a avea un plan coerent, repet, și cu celelalte state. În acest moment nu sunt motive de îngrijorare asupra vieții lor. Sunt toate șansele ca ei să părăsească în siguranță fâșia Gaza, spuneți. Cu toții sperăm cât mai repede să întâmple acest lucru. Dar asta e foarte important. Din cei 230-250 de români, dintre cei care au solicitat că doresc să fie evacuați. Exact, spuneți, majoritatea au ajuns în sud? Nu știu, nu are rost să intrăm în niște detalii care s-ar putea să le facă rău acestor oameni. Este alertă teroristă în Franța. Școala din Arras, unde a avut loc atacul în urma căruia un profesor a murit, a fost evacuată astăzi din cauza unei amenințări cu bombă. Potrivit autorităților, nu există nicio îndoială că este o legătură între atacul din Arras și conflictul dintre Israel și Hamas. Franța a decis să ridice nivelul de alertă la urgență de atentat după uciderea profesorului. De altfel, Franța s-a confruntat cu alerte similare în ultimele zile. Sâmbătă au fost închise Muzeul Louvre-ul și Palatul Versailles. Este deja a doua oară când fug din calea războiului și se tem pentru viețile lor. Vorbim despre ucrainenii care și-au părăsit țara în urmă cu aproape 2 ani și s-au refugiat în Israel. Acum se văd din nou nevoiți să plece. O parte dintre ei au ajuns în această dimineață în aeroportul din Cluj-Napoca. Colega mea, Oana Spuru, i-a așteptat și a vorbit cu ei. Oana, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit! Vorbim în special de femei și copii. E vorba de un zbor în care s-au aflat în această dimineață 155 de ucrainieni care au plecat din Tel Aviv. 107 femei, 23 de copii și restul bărbați au aterizat pe aeroportul din Cluj-Napoca, speriați, spunând cu inima strânsă cât sunt de bucuroși că au reușit să prindă un loc în avionul care i-a dus la Cluj. Majoritatea sunt în tranzit și au primit sprijin din partea ISU Cluj, care i-a așteptat cu două microbuze și o ambulanță. 13 dintre ei au fost transportați la un hotel din Cluj-Napoca, iar restul au fost duși la gară, de unde vor lua trenul spre Sighet. Niciun pasager din zborul care a venit de la Tel Aviv nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Mai multe detalii despre poveștile celor care fug de război pentru a doua oară le veți afla la Focus 18. Scoana, o clădire de patrimoniu din Huș, care l-a găzduit cândva pe poetul Mihai Eminescu, a ars din temelii noaptea trecută. Acolo funcționa un restaurant celebru din zonă, iar un scurt circuit ar fi provocat incendiul devastator pe care pompierii s-au luptat ore bune să-l stingă. Aproape 40 de pompieri cu 7 autospeciale au luat parte la intervenție. Au ars parterul unde funcționa localul, dar și mansarda în care se aflau birourile. De curând, imobilul participase la o licitație pentru a deveni sediul judecătoriei și a parchetului din Huș.
Un bărbat de 67 de ani a fost la un pas să-și piardă viața după ce a căzut într-o râpă de câțiva metri în județul Timiș. Omul cobora de la Peștera Românești, acolo unde participase la un concert de muzică simfonică. În momentul în care s-a produs incidentul, bărbatul se ținea de balustrada de lemn care a cedat. Din fericire, salvamontiștii și jandarmii au intervenit prompt și l-au găsit conștient pe bărbat, acuzând dureri în piept. După ce a fost scos din râpă, bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Datorită acusticii extraordinare, Peștera Românești este încă din 1984 gazda unor concerte deosebite. Urmărire ca în film e finalizată cu un accident și focuri de armă pe autostrada Vestului. Un tânăr drogat și fără permis a fost reținut de poliții și a ajuns după gratii. Ce s-a întâmplat mai exact ne spune corespondentul Prima TV la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu. Ovidiu, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit, agenții de la biroul Poliției Autostrăzi de pe A1, care făceau verificări la un filtru de circulație pe sensul de mers Sibiu-Deva, i-au făcut semn unui șofer să tragă pe dreapta pentru un control de rutină. Acesta însă nu doar că nu a oprit la semnal, ci a călcat pedala de accelerație încercând să se facă nevăzut. Oamenii legii au pornit imediat în urmărirea lui și au cerut în același timp și ajutorul colegilor. Șoferul fugar a ieșit de pe autostradă la un moment dat și în apropiere de comuna Aurel Vlaicu din Hunedoara, pe drumul Național 7, a pierdut controlul mașinii și s-a lovit de o autoutilitară. Nu s-a oprit nici după producerea accidentului, ci a încercat în continuare să scape de polițiști. Văzând că nu reușesc să-l oprească, agenții au tras mai multe focuri de avertisment în aer, după care au tras de 3 ori asupra mașinii fugarului. Acesta din urmă s-a oprit și a fost încătușat de polițiști. Oamenii legii au stabilit că șoferul are 23 de ani, nu are permis de conducere, iar când l-au verificat cu aparatul drug test, rezultatul a fost pozitiv. Individul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe de sânge pentru a se putea stabili dacă a consumat sau nu droguri și despre ce fel de substanțe este vorba. El a fost reținut pe 24 de ore, fiind introdus în arestul poliției. Și tot în Hunedoara, în acest weekend, polițiștii au depistat 5 șoferi și un motociclist cu vârstele cuprinse între 19 și 58 de ani, care au avut un rezultat pozitiv la testarea cu aparatul drug test și care s-au ales cu dosare penale pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumesc, Ovidiu! 45 de modele ale invențiilor proiectate acum 500 de ani de Leonardo da Vinci pot fi văzute până la sfârșitul lunii decembrie într-o expoziție itinerantă găzduită de Muzeul de Artă din Arad. Expoziția intitulată Leonardo da Vinci The Machines a fost prezentată în 112 orașe din lume și a fost vizitată de peste 20 de milioane de oameni. Poziția verticală, poziția orizontală, acestor bile. Unde ai văzut ultima oară așa ceva? Interesant cum mașinării de luptă sau mașinării care devin utile pentru anumite ustensile, pentru anumite viitoare invenții, se văd aici ca fiind străbunicele acelora. A fost extraordinar, foarte interesant, foarte bine gândită și bine promovată. Foarte interesant și merită văzut. Cei curioși pot încerca și exponatele interactive. După ce au văzut expoziția, pentru unii dintre vizitatori, misterul care înconjoară geniul lui Leonardo da Vinci este și mai mare. Nu știam că atâtea lucruri se pot, în mintea unui singur om, se pot realiza. Asta înseamnă geniu. Cred că e un geniu unui om și nu știm să apreciem. Nu cred că va fi vreodată elucidat misterul din jurul lui Da Vinci, dar sunt multe exponate și multe dintre lucrurile lui care au multe aplicații în ziua de astăzi. Expoziția este organizată de autoritățile din Arad sub patronajul reprezentanțelor oficiale ale Italiei în România și cu sprijinul Muzeului Leonardo da Vinci din Italia. Nu face studiile atât de riguros pe cum suntem noi astăzi obișnuiți de la fizică, dar intuiția și geniul lui îl ajută să priceapă care este formula prin care poți defini acești parametri pe care astăzi îi cunoaștem ca fiind o banalitate.
Modelele reproduc fidel schițele și proiectele originale care nu au fost reproduse niciodată în timpul vieții inventatorului. Materialele alese pentru reconstrucția mașinilor sunt similare celor care ar fi fost folosite în perioada renascentistă. Sunt mașineriile făcute de Leonardo da Vinci acum 500 de ani. Avem bicicleta, avem tancul, avem multe, multe invenții ale remarcabilului și geniul al renașterii Leonardo da Vinci. 42 de exponate pe care le sunt ieși și o să punem până la final să le înțelegem. Durează puțin, 30 de minute. Vizitatorii au fost purtați de la inventatorii în urmă cu 500 de ani la cei din zilele noastre. Am văzut și demonstrația robotică a elevilor clubului Robotim Alfa de la Liceul Sfânta Maria Arad. Atmosfera a fost întreținută de un concert de chitară, inclusiv cu muzica din perioada Renașterii, susținută de către Costin Soare. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul lunii decembrie. Alegerile prezidențiale din Ecuador s-au desfășurat sub pază militară. Cei doi candidați favoriți au ajuns la centrele de vot în veste antiglonți, flancați de zeci de ofițeri de armată. Omul de afaceri Daniel Noboa a câștigat al doilea tur cu peste 52% din voturi și a devenit astfel cel mai tânăr președinte din istoria țării. Măsurile de securitate au fost sporite după asasinarea candidatului anticorupție Fernando Villavicencio, fost jurnalist de investigații și parlamentar. Acesta a fost împușcat mortal la încheierea unui eveniment de campanie din luna august. Filmul Taylor Swift, The Eras Tour, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american. Filmul a avut încasări de 96 de milioane de dolari în weekend. This has been the most extraordinary experience of my entire life. Filmul Concert cu Taylor Swift a depășit ca încasări peliculele Barbie și Oppenheimer. Lanțul de cinematografe care distribuie filmul a încurajat publicul să danseze, să cânte și, în general, să se comporte ca și cum ar fi fost la un concert adevărat. Trecem acum la știrile din sport, colega mea. În curând, părinții elevilor din București vor primi din partea școlilor un chestionar privind prevenția consumului de droguri în școli. Documentul, partea unei campanii inițiată de Prefectura Capitalei, va fi validat mâine de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. În legătură directă cu noi se află Prefectul Capitalei, domnul Rareș Hopincă, căruia îi spun bună ziua și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând, în al doilea rând, o corecție necesară. Noi vom valida mâine acest chestionar în cadrul grupului de lucru antidrog format la nivelul instituției prefectului. Sigur, împreună cu Inspectoratul Școlar, care este partea acestui grup, dar nu va exista o validare, să spunem, administrativă. Doar din partea inspectoratului, am înțeles. Da. Spuneți-ne ce va cuprinde acest chestionar. După cum am anunțat, în cadrul grupului de lucru format la inițiativa prefectului, ne-am propus să consultăm părinții cu privire la trei teme. Prima temă este dacă părinții ar fi sau nu de acord cu posibilitatea testării în anumite condiții la școală a copiilor. Și când spun în anumite condiții, în primul rând nu ne referim la o testare în masă, ci ne referim la o testare solicitată de un cadru didactic, de diriginte, de director, în momentul în care să spunem că există un comportament atipic, un comportament violent, un comportament antisocial din partea unui elev. Și atunci să creăm cadrul pentru a exista posibilitatea unei astfel de testări, în mod evident cu acordul prealabil al părintelui sau chiar în prezența părintelui. Deci aceasta ar fi prima temă. A doua temă ar fi posibilitatea efectuării unor analize medicale periodice care să aibă inclusiv acei marcări antidrog. Pentru că am plecat la următoarea premisă. Orice părinte vrea să știe că propriul copil este sănătos. De aceea se fac și analize medicale periodice, pentru că părinții vor să știe dacă inimioara copilului este sănătoasă, rinichii sunt sănătoși, ficatul este sănătos și așa mai departe. De ce nu am vrea să știm și dacă copilul este amenințat de acest flagel al drogurilor? Și în acest context considerăm că statul ar trebui să deconteze aceste analize periodice care să se poată face la cererea părintelui ori de câte ori este cazul.
Și aceasta este a doua temă a cercetării noastre, iar a treia temă este posibilitatea introducerea unei ore de educație antidrog la nivelul școlii în curricula școlară, astfel încât copiii să cunoască, să învețe de la specialiști la ce riscuri se expun consumatorii de stupefiante. Ok, să le luăm pe rând atunci. Dacă ne referim la chestionar, cum va ajunge acest chestionar la părinți? Care va fi procedura? După ce va fi validat acest chestionar, va ajunge în două moduri. În primul rând, va avea un cod QR și va putea fi completat online extrem de simplu. Vor fi maximum 12 întrebări și va putea circula pe grupurile de WhatsApp ale părinților, astfel încât să asigurăm o completare facilă. În al doilea rând, pentru acele locuri unde nu este posibilă completarea online, va exista un chestionar fizic tipărit care va fi înmânat prin bunăvoința inspectoratului și a școlilor către părinți în vederea completării lui. Dacă formularul acesta va fi aprobat, părintele își dă acordul, cine se ocupă de punerea în aplicare a temelor din chestionar? Implică cumva angajarea de personal sau asumarea de noi atribuții a personalului care e deja angajat? Trebuie să spunem din capul locului că la momentul la care vorbim ne aflăm în cadrul unei campanii de consultare a părinților. Implementarea acestor măsuri este o etapă ulterioară. În funcție de consultarea largă pe care o avem cu părinții, vom veni și vom propune măsuri punctuale, vom veni și vom propune probabil proiecte pilot în zonele în care părinții ne arată că în unanimitate sau în quasi unanimitate susțin aceste măsuri și în funcție de cum testăm aceste proiecte pilot, de rezultatele fiecăruia vor fi extinse măsurile. Ce vreau să precizez foarte clar din capul locului este că ne aflăm în cadrul unei campanii de conștientizare care va continua după această primă fază a chestionarului, a consultării, va continua și cu măsuri punctuale. Dar încă nu ne aflăm la momentul luării unor măsuri punctuale. Ați luat în calcul o vârstă anume a elevilor vizați de aceste măsuri? Flagelul drogurilor, din păcate, atinge copiii de la vârsta de 12-13 ani. Datele oficiale statistice aflate la dispoziția Agenției Naționale Antidrog ne arată că vârsta la care copiii încep să consume droguri a scăzut dramatic. După cum am spus, astăzi vorbim despre 12-13 ani. De aceea, în opinia mea, campania de conștientizare trebuie să se adreseze părinților cu copii de aceste vârste și mai mari, evident, și la nivel de liceu. Aveți cumva date cât de întins este acest flagel în școlile din capitală? Există date cantitative, altele decât cele puse la dispoziție de Agenția Națională Antidrog nu avem, dar din datele cantitative pe care le avem, reiese că fenomenul consumului de droguri este oarecum constant în ultimii ani. Ce s-a întâmplat, în schimb, și este îngrijorător, este că, pe de o parte, a crescut diversitatea substanțelor folosite, și pe de altă parte a scăzut dramatic vârsta de la care copiii încep să se drogheze. Toate aceste lucruri trebuie să fie semnale de alarmă pentru o acțiune mult mai fermă din partea autorităților, fie că vorbim despre ceea ce facem noi, campanii de conștientizare și implicarea familiei în această luptă împotriva consumului de droguri, fie că ne referim la o acțiune mult mai strictă, mai fermă a instituțiilor de forță ale statului care trebuie să combată traficul de stupefiante. Credeți că vor răspunde părinții pozitiv la aceste măsuri? Ce așteptați? Sper că vor răspunde pozitiv. Până în prezent, din semnalele pe care le avem, pentru că tema este de ceva timp în dezbatere publică, din semnalele pe care le avem, foarte mulți părinți își doresc să se implice în această luptă împotriva consumului de droguri și ar fi de acord să vină alături de autorități, ar fi de acord să se transforme chiar în vector de transmitere a mesajelor în mediile școlare și așa mai departe. Deci speranța mea este că părinții se vor implica. În ceea ce privește orele de educație antidrog, cine ar urma să susțină aceste ore și care ar fi programa? Există o programă deja stabilită? Ar fi o oră pe săptămână? La ce clase?
În ceea ce privește programa, sigur că aici este rolul Ministerului Educației să vină și să creeze o metodologie, o curiculă și așa mai departe. Ce putem noi să menționăm din acest moment este că avem la nivelul Agenției Naționale Antidrog, avem specialiști antidrog, avem psihologi, avem experți care pot la rândul lor să formeze cadre didactice, astfel încât în fiecare școală să existe minimum 2 profesori, minimum 2 cadre didactice care să aibă o specializare antidrog. Probabil că aceasta este cea mai facilă metodă de a avea în fiecare școală specialiști și din punctul meu de vedere este și cea mai rapidă metodă de a populariza acest mesaj antidrog. V-ați propus un deadline, de când ar urma să fie implementate aceste măsuri? Pentru moment, repet și revin, vorbim despre consultarea cu părinții. În ceea ce privește această consultare, aș vrea să înceapă cât mai repede, poate chiar în această săptămână sau săptămâna viitoare, dar nu aș vrea să grăbesc procesul, pentru că odată începută consultarea cu părinții, nu aș vrea să existe o simplă aplicare a chestionarului și bifarea unor răspunsuri da-nu. Nu este vorba despre asta. Aș vrea să mergem în cât mai multe dintre școli și licee, să explicăm împreună cu specialiștii care sunt pericolele consumului de droguri, care sunt principalele riscuri în mediul școlar, care sunt, știu eu, riscurile pe termen lung pentru un elev care începe să consume droguri, pentru că, în primul rând, părinții trebuie să înțeleagă la ce se expun copiii astăzi. Din păcate, constatarea noastră este că, mai ales în mediile vulnerabile, părinții nu știu, pe de o parte, ce fac copiii, cum își petrec timpul liber, pe de altă parte, nici nu știu cum să gestionează această problemă. Una dintre întrebările din chestionar, de exemplu, se referă la faptul dacă în familie a existat vreo discuție cu copilul referitoare la riscurile consumului de droguri. Pentru că presupunerea noastră este că în foarte multe dintre familii nu a existat o discuție serioasă, aplicată a părinților cu copiii, prin care să li se explice copiilor la ce se expun în momentul în care consumă droguri. Ați luat în calcul și varianta în care părintele nu își dă acordul, dar profesorii au o suspiciune în ceea ce privește un elev? În ceea ce privește elevii minori, dacă nu există acordul părinților, această luptă este mult îngreunată. Și din capul locului, mai ales în mediul școlar, este clar că nu se va întâmpla nimic, mă refer la testare, la analize și așa mai departe, acolo unde părinții nu își dau acordul. Pentru că interesul superior al copilului este primordial și atunci nu vom putea să încălcăm nici consimțământul părintelui și nu vom putea nici să impunem cu forță anumite măsuri. Toată domnule prefect, vă mulțumesc. De a convinge părinții că asta este direcția corectă și asta trebuie să facem. Vă mulțumesc, domnule prefect, pentru prezență și pentru toate aceste precizări. Mergem acum în platoul exclusiv VIP, acolo unde Cristi Brancu vă așteaptă începând cu ora 16 și haideți să vedem ce surprize ne-a pregătit Cristi. Bună ziua, ce vedem astăzi la tine în emisiune? Bun găsit, Livia! La așa vreme urâtă dimineață m-am hotărât să forțez vara cu cămașa asta, dar și pentru că invitatul meu a trecut prin cele mai exotice experiențe cu putință. Revine în studioul nostru pentru a răspunde la întrebări arzătoare, cum ar fi, de exemplu, dacă Mr. Pink îl va ajuta să ajungă în America și îl va susține financiar. Irinel Columbeanu va fi din nou alături de noi. Multe alte imagini emoționante, lucruri foarte interesante pe care le vom afla de la Irinel Columbeanu, plus o ipoteză incredibilă în legătură cu celebra sa casă de la Izvoran. Ce s-a întâmplat de fapt acolo? O ipoteză pe care trebuie să o urmăriți. Sigur, mai avem și alte lucruri interesante. O să fie alături de noi și Olimpia Melinte și Silviu Biriș. Se vor juca, vor dansa, avem și rubrica de modă. Pe de altă parte, la sfârșit, dacă Sfântul Internet și Sfântul Satelit ne ajută, ne întâlnim cu Ana Maria Prodan, care ne spune o chestie foarte, foarte tare. Va fi pregătită să intre în direct cu voi spre ora 18. În rest, să ne bucurăm de pace pe aici cât mai este. Avem și mâncare azi, cam postit destul. Livia, ai legătura la ora 4. Pregătiți-vă din secunda 1 cu dezvăluirile. Mulțumesc, Cristi. Suntem cu ochii pe voi.
Mergem mai departe. Acum, caz șocant în Statele Unite. Un bărbat de 71 de ani a ucis un băiat musulman în vârstă de 6 ani cu 10 de lovituri de cuțit și a rănit-o pe mama acestuia. Bărbatul, care a fost deja încarcerat pentru crimă motivată de ură, și-a motivat gestul ca răspuns la războiul dintre Israel și Hamas. Președintele Joe Biden a condamnat crima și le-a cerut americanilor să respingă islamofobia și toate formele de bigotism și ură. Polițiștii i-au găsit pe băiat și pe mama acestuia într-o casă din Plainfield Township, la aproximativ 65 de kilometri sud-vest de Chicago. Băiatul a fost declarat mort la spital, iar mama, care fusese înjunghiată de mai multe ori, se zbate între viață și moarte. And when he opened the door, he proceeded to choke her and attempted to stab her, and she ran into the bathroom and called 911, and by the time she came out, he had located and murdered her child, 6-year-old. Autoritățile nu au făcut publice numele celor două victime, însă un unchi al băiatului a spus că acesta se numea Vadea Al-Fayome și era de origine palestiniană. My American brothers, to understand what we are suffering. We are presenting peace, and I, the question that was asked, that what we might, we will do nothing, because we are peaceful people. We are educated people. În ultimele zile, poliția din orașele americane și autoritățile federale au fost în stare de alertă în contextul violențelor provocate de sentimente antisemite sau islamofobe. Președintele Joe Biden a postat un mesaj în social media în care a precizat că un astfel de act de ură nu are ce căuta în Statele Unite. O încetare a focului între Israel și Hamas pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare în fâșia Gaza și evacuarea persoanelor străine era așteptată cu sufletul la gură. Dar, deși surse palestiniene vorbeau despre un acord, atât premierul Netanyahu cât și oficialii Hamas neagă că s-ar fi ajuns la o înțelegere. Așa că punctul de trecere a frontierei Rafah rămâne închis. Ciprian Aron urmărește acest subiect la Prima News. Ciprian, bună ziua! Sunt momente dificile, în special pentru civili. Ce crezi că se va întâmpla? Bună ziua, Livia, bun găsit tuturor. Sunt lucruri extrem de tensionate, având în vedere că au continuat atacurile aeriene venind dinspre fâșia Gaza, înspre orașele din centrul Israelului, cu toate, să spun, cu toate avertismentele, cu toată opoziția Israelului și cu toată masarea armatei la granița cu fâșia Gaza. Iată, continuă aceste atacuri și sigur că date ne trebuie de unde mai au resurse teroriștii Hamas, tocmai pentru a arunca rachete care sunt specializate și care pornesc de la o distanță apreciabilă, adică nu sunt chestiuni minore. Cred că sunt discuții foarte aprinse în acest moment cu privire la ceea ce se va întâmpla apropo de eliberarea civililor care ar trebui să meargă înspre Egipt prin acea trecătoare, prin acel pas despre care vorbeai, acel pas de frontieră Rafah în sudul fâșiei Gaza. E de urmărit pentru că lucrurile se precipită de la un moment la altul. Am văzut că și SUA și Iranul vorbesc despre o escaladare a conflictului, despre internaționalizare a lui, ceea ce evident că nimeni nu dorește. O să comentăm acest lucru în prima oră de Prima News cu istoricul Călin Felezeu, fost director al Institutului Cultural Român Dimitrie Cantemir din Istanbul, unul din cei mai importanți specialiști în studii orientale. Pe de altă parte, o să fie și deputatul Marian Arasaliu alături de noi, deputat PSD, pentru a vedea în ce context, în ce măsură, de pildă, ar putea fi recuperați civilii români, mai cu seamă că e anunțată și o vizită a premierului Marcel Ciolacu în Israel în zilele următoare. Pe de altă parte, o să continuăm evident cu subiectele la zi, ceea ce se întâmplă în România. La 17 avem plen pentru votul privind pensiile speciale, ce se va întâmpla cu acest nou act normativ și evident discutăm și despre plățile în cash, de ce nu se fac, de ce se plafonează această tranzacție cash. Despre asta discutăm în Prima News începând cu ora 16. O ediție extrem de interesantă. Ciprian Aron, îți mulțumesc! Mulțumesc! Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați. Revenim imediat. Carambola seara în localitatea Baloteș din Ilfov. 16 mașini și un microbuz în care se aflau în total 40 de oameni au fost implicate. 3 adulți și 3 copii au ajuns la spital. Accidentul ar fi avut loc din cauza unui tir, iar șoferul era băut. Aveau alcoolemie de 0,72. Colegul meu Cătălin Cojocaru vine cu detalii. Cătălin, bună ziua! Cum a avut loc accidentul?
Bun găsit! Neșansa șoferilor a fost să aibă în față un tir a cărui șofer s-a izbit puternic de un parapet. Combustibilul s-a împrăștiat imediat pe șosea, iar mașinile care au venit în urma lui au derapat și s-au izbit puternic una de cealaltă. S-a produs așadar un carambol în lanț și numai puțin de 16 mașini s-au izbit puternic una de cealaltă. Din cei 40 de oameni implicați, 6 au fost transportați la spital, între care 3 adulți și 3 copii. Au fost zeci de medici și asistenți care au lucrat alături de pompieri și au gestionat extrem de bine situația. Au intervenit două auto speciale de stingere cu apă și spumă, două echipaje de descarcerare, 7 ambulanțe smurd și o unitate de terapie intensivă alături de un punct de comandă mobil. Cu toate acestea, traficul în zona a fost îngreunat preț de mai multe ore, după cum vă spuneam, iar spre dimineață a fost reluată circulația. Șoferii implicați sunt astăzi cu inspectorii de la constatări la verificări pentru a-și putea repara mașinile. Mai multe detalii în jurnalul de la ora 18 la Focus. Mulțumesc, Cătălin. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV pentru că de la ora 16 Cristi Brancu are invitat surpriză la Exclusiv VIP, iar de la ora 18 colega mea Andreea Berecleanu vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. Noi ne revedem și mâine tot de la ora 14, o după-amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere. Program disponibil pe primaplay.ro.